Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna mai. Aveți de ales, dragii mei, între numărul 1, grămăjoarea de pietre, verzi, roșii, brune, da, crucea de ametist și ametistul înconjurat de cealaltă grămăjoară de cristale, agate, pe fond albastru, pe gam albastru. Vă puneți pauză, eu încerc să-mi așez camera. Da, în așa fel încât să continui fără să trebuiască să pun pauză, că știți foarte bine unii dintre voi au probleme. Mi se decalează sunetul. Da? Ok. Și începem să vorbim despre numărul 1. Și după cum vedeți, aveți câte un mesaj, fiecare grămăjoară, fiecare număr. Ok, numărul 1. Vom vorbi, energia generală vizează destinul vostru. Interesant că aveți și gamă, aceeași gamă, brunul și nuanțe de verde. Chestii pământene, chestii care țin de împământenire, de viața aceasta terestră, 3D, și totuși, ca și mesaj de la înger, aveți concentrați-vă pe dragoste, care a venit un pic cam înclinat, și îmbrățișați-vă emoțiile. Unii dintre voi încep imediat etalarea, dar așa doar din cărți. Vă concentrați prea mult la... Rămâne de văzut și cum vor apare cărțile. Vă concentrați prea mult pe partea aceasta a crearea... a creației din considerente pământene. În ce sens? Încerc să-mi aleg cuvintele. Încercați să vă creați destinul muncind, implicându-vă în diferite proiecte, în dragoste, în contracte, dar probabil că unii dintre voi v-ați îndepărtat de dragoste și v-ați îndepărtat de emoții. Din acest motiv vi se aduce aminte să le îmbrățișați și să vă concentrați și pe dragoste, nu doar pe această necesitate absolut normală de a vă crea destinul. Rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin între timp, însă mesajul important este că trebuie să vă concentrați pe dragoste. Ui la numere 24 și 18, 8 și cu 1, 9, da, aveți nevoie de un pic de spiritualitate, de expansiune și în zona emoțională, nu doar materială. Clar, această grămăjoară atrage abundență din punct de vedere, sau munciți pentru a vă atrage abundență din punct de vedere terestru. Hai să vedem. Au venit multe cărți, însă aveți steaua. Trebuie să, iar steaua... este un simbol spiritual. Concentrați-vă pe dragoste, pe vindecarea voastră, vindecare, îmbrățișați-vă emoțiile și vindecați-vă emoțiile, rugați-vă că tot e săptămâna mare pentru a vă schimba destinul într-un alt fel, într-o altă direcție eventual, altfel decât ați făcut-o până acum sau mai bine zis cu alte instrumente. La capătul setului de cărți, clar că aveți niște probleme financiare și vă concentrați pe aceste probleme financiare. Ia, uite, 5 de monede și diavolul. Vă concentrați prea mult, poate obsedant. Posibil că ați avut și probleme de cuplu, dar problemele astea financiare vă trag în, într-o zonă mai umbroasă a destinului vostru. Din acest motiv, mesajul este diferit și mult mai emoțional, da? Trebuie să, da, sunteți într-un moment în care trebuie să vă rugați, să vă îmbrățișați emoțiile, să vi le vindecați, să vă concentrați pe dragoste față de voi și față de aproapele, altfel decât ați făcut-o până acum, în așa fel încât să manifestați, să alegeți, doi de monede, să alegeți, să creați această stabilitate, iau-te, regina de monede și asul de monede, dintr-o altă perspectivă, nu obsedantă, da? Și nu din perspectiva am probleme, trebuie să le rezolv. Problemele se pot aborda altfel. Sunt lecții spirituale, da? Nu neapărat trebuie să le rezolv într-un mod karmic, obsedant, toxic. Sunt multe interpretări. Haideți să vedem ce cărți mai apar. O să pun steaua pe aici pe undeva. Ok.
cruce. Ia uite, doi de, ia uite, eremitul. Aveți nevoie de spiritualitate, de izolare, de rugăciune, ca să puteți alege corect. Ce dosare, ce dosare. Da, trebuie să vă îndepărtați de ceva, să călătoriți. O dată, de două ori, de trei ori. De trei ori. Central. 8 de monede. Am zis că munciți pentru bani. Da, munciți. La locul de muncă, cu sârg, cu aproape obsedant, că tot a apărut diavolul, ca să vă transformați viața. Dar prea multă muncă, prea multe pietre, prea multe monede, da, pietre. Dacă nu aveți apă, emoții, ca să puteți modela acest pământ, se sfărâmă, devine casant. Central, provocarea este această luptă a voastră interioară. Rămâne de văzut de ce apare acest 5 de monede ca și provocare. În trecut, luna, trecutul apropiat, faetonul, viitorul îndepărtat, 4 de monede, viitorul apropiat, prezentul 9 de cupe. Frumos că tot este Paștele, poate vă bucurați cu cineva drag. Sfatul 6 de aici, sfatul 6 de băte. Abordați altfel problema. Exterior, regele de monede, munciți pentru acest șef, pentru acest părinte, vedeți? Soț, soție, oricine poate fi regele de monede, e influență exterioară care se vede că vă afectează central sufletul. Poate că este un părinte, să continui totuși. De ce vă este teamă? Ia uite, aici este. Da, vă este teamă de acest as de cupe. Pe de o parte vi-l doriți, îl veți manifesta, 9 de cupe, da? Într-un fel sau altul. Stările acestea emoționale, îmbrățișați-le dacă le simțiți. Posibil există cineva în viața voastră care vă emoționează ceva, un eveniment, oricine poate fi, o să și clarific pe scurt așa, dar vă și atrage, vă și sperie, în poziția fricilor, vă sperie această dragoste, vă aveți impresia că emoțiile vă desțelenesc eventual din această construcție și totuși vă doriți bucurie, 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche. Ce reușiți să faceți? Începeți să comunicați cu cineva, e drăguț. Să mergeți mai departe, da, după o așteptare, ia uite, după așteptare, sau să mergeți către cineva care vă așteaptă, regina de cupe, o persoană, ia uite, de care v-a fost teamă, vă este teamă într-un fel sau altul din cauza că vă emoționează. Din acest motiv, mesajul este: îmbrățișați emoțiile, concentrați-vă pe dragoste, nu doar pe bani, pentru că și dragostea face parte din destinul vostru. Și de fapt destinul se construiește cu toate elementele, nu doar cu unul. La capătul setului de cărți aveți puterea. Da, sunteți puternici, ați trecut prin niște trădări, prin niște dezamăgiri, încheiați un ciclu. Da? Toate acestea au fost lecții spirituale, eremitul. Toate încercările au fost lecții spirituale, dure, mai puțin dure, și bucurile sunt lecții spirituale și suferința este lecție spirituală. Da, deveniți mai puternici, v-ați abținut eventual într-o privință, v-ați abținut din punct de vedere emoțional, v-ați abținut în această creștere spirituală, că tot am vorbit de 9, 2 și cu 4, 6. Trebuie să echilibrați, și asta înseamnă să echilibrați, să vă echilibrați viața și din acest punct de vedere, și prin dragoste. Să-l las așa se vadă, da? Deci, pe scurt, și o să și clarific. Central, aveți 8 de monede, munciți. În sufletul vostru vreți să vă transformați. Nu e vorba doar de muncă fizică, nu e vorba doar pentru că aveți influență exterioară, nu e vorba doar de a face bani pentru un șef, pentru un părinte, cineva v-a educat eventual, influență exterioară. Părinte, mamă, tată, v-a educat să aveți mai întâi pământul sub picioare ca apoi să vă permite să visați eventual, da? Sau pe ideea că dragoste, dragoste, dar fără să aveți ceva de pus pe masă sau fără să fie burtica plină, nu merge. Aici este o influență exterioară, poate să fie veche, poate să fie actuală, da? Și revine, mai ales că este semnul Taurului, suntem sub influența Taurului deja și atunci această influență terestră
extrem de materialistă se manifestă în această perioadă, poate mai mult decât oricând sau decât în alte perioade. Aici este provocarea, pentru că 5 de monede înseamnă conflicte interioare. Poate să fie și cineva cu planete în semnul leului, în mod special, planete, aspecte, ascendent, eu știu ce, da? Sau care se manifestă așa, o persoană pasională și față de care vă abțineți. Pentru că ați fost răniți și aveți impresia că această pasiune v-ar putea perturba stabilitatea fizică, materială, financiară. E un conflict pe care trebuie să-l rezolvați. Pe lângă asta, afară de conflict, dacă lucrați la locul de muncă, posibil că aveți și niște. Deci, eu în această etalare vorbesc și despre loc de muncă, și despre sentimente, și despre sănătate, ca să fie clar, da? Vă rog, selectați mesajele. Nu scot cărțile în mod special pentru un subiect. Văd mai multe mesaje în această etalare, în această așezare. Deci, dacă vă concentrați la locul de muncă, pe dezvoltarea unor abilități, pe a face bani, a deveni independenți, mergeți către nou, da? Către independență, aveți niște conflicte la locul de muncă, eventual, concurență, știți că trebuie să depuneți efort și aici este sfatul, să doborâți concurența, sfatul este să aveți victorie. Dar cum aveți victorie? Este un alt șase și șasele regăsim la concentrați-vă pe dragoste, să faceți munca din dragoste. Altfel, transformarea vă duce într-o altă direcție. Anostă. Poate dacă nu vă echilibrați emoțional, chiar și în job, da? Să faceți cu pasiune acest job, transformarea aceasta nu vine atât de repede și lupta cu concurența s-ar putea să, în această luptă să aveți și alte surprize. De-aia zice, sfatul este să abordați situația altfel, din punct de vedere victorios, nu doar ca un muncitor. Hotărât, ambițios, da? Nu este suficient. Ca să crezi, ai nevoie și de inspirație, de această bâtă. Eventual, căutați pe cineva care să vă inspire, iar există un personaj care vă poate inspira în acest sens, în această transformare a voastră. Și aici este provocarea. Acest personaj care vă inspiră, care la fel muncește ca și voi, atrage atenția, are victorii, că și voi vă doriți victorii, dar aveți o influență, altfel de influență. Aveți două, simt. Ba chiar trei, dar nu de la trei persoane diferite, ci pot să fie două persoane diferite și fiecare vă inspiră altfel. Deci acest părinte, acest șef, soț, soție, ce este? Semn de pământ, în mod special semnul taurului, da? Vă influențează într-un fel prea materialist. Sfatul este, ca să puteți dobori concurența, să puteți trece de aceste conflicte interioare, veți reuși, nu veți reuși, vă veți transforma, nu veți transforma, abordați situația prin, ce frumos mesaj, creativitate, 5 de bâte pentru mine înseamnă și casa 5-a a leului a creativității, fiți creativi la locul de muncă, da? Și atunci această 6 de bâte, că sunteți voi, că este altcineva care vă inspiră să fiți creativi, altfel rămâneți niște simpli muncitori, da, cu abilități deosebite, cu calități deosebite, dar care nu atrage atenția. Da? Acest muncitor este singur în atelierul său, însă acest personaj o fi având și el atelierul său în care lucrează, dar din când în când mai este în public, din când în când își arată reușitele și este aplaudat, este apreciat. Da? Și aici este secretul și aici se leagă și mesajul. Că e profesional, că e sentimental, sănătate, Mura, îmbrățișați-vă emoțiile, faceți munca cu drag, cu pasiune, dacă nu vă place, nu o să aveți succes. Clar! Alegeți-vă jobul pe care îl faceți cu pasiune. Și aici este, puneți un pic de emoție. Că plângeți de supărare, de bucurie, puneți un pic de emoție în această muncă ca să se modeleze într-un anume fel. Ok. Acum, altfel de
abordare. În trecut, au fost niște secrete, niște emoții, iar de care tot ați fugit. Îmbrățișați-vă emoțiile, da? Deci îmbrățișați-vă emoțiile și aici este luna plină de emoții. Sunt niște emoții pe care nu le înțelegeți sau o persoană foarte emoțională care va atinge această zonă a inimii, da? De care aveți o oarecare teamă, că se vede, e în poziția fricilor asul de cupe, da? Pentru că nu v-ați înțeles emoțiile. Și totuși în prezent și în viitor reapare acest personaj foarte emoțional, că vorbesc despre apă, da? Apă, emoții. Sensibil, romantic. Și în prezența acestui personaj, dacă în trecut simțeați confuzii, neînțelegeri, probabil că de-a lungul timpului, mai ales în prezent, ați înțeles, trecând prin aceste conflicte interioare, ați înțeles că dacă vă transformați și voi sufletul vostru, luna voastră, inima voastră, acum deja interpretez altfel, da, faceți diferența, puteți să vă bucurați de aceste stări de euforie, nouă de cupe înseamnă euforie, da? Chiar dacă aveți o oarecare reținere, nu știți dacă vă veți întâlni cu dragostea adevărată, dacă vă veți vindeca încă. Aici este asul de cupe și vindecare de care aveți nevoie, la care trebuie să mai lucrați, pentru că ați fost trădați la un moment dat, da? În ultima vreme a apărut faetonul, dorința de a lua, ce am zis, pozitivul și negativul, yin și yang, de a vă echilibra taiciul, de a lucra cu taiciul vostru, dar ce înseamnă taiciul? Înseamnă, apropo de chestia asta, și mișcare, interesant, da? Înseamnă meditație prin mișcare. Deci, munciți, dar și ieșiți din acest job. Chiar dacă este vorba de jobul vostru de zi cu zi, chiar dacă e vorba de o lucrare a voastră interioară sufletească, ieșiți din ea ca să vedeți rezultatele, să vă testați fiecare monedă, fiecare abilitate, fiecare reușită. Repet, poate să fie și reușită financiară, dar poate să fie și o reușită emoțională, spirituală, în această transformare, pentru că aveți 8-8, iar transformare și aici 18, 1 și 8. 1 fiind individul, da? Individualitatea voastră. Personalitatea voastră o transformați. Și în ultima vreme v-ați hotărât să mergeți către steaua pe care am văzut-o mai devreme, da? Către destinul vostru, că am zis că faetonul merge către stea. Uite aici, pe cerul care se desfășoară în fiecare seară deasupra voastră. Aici este destinul, apropo de destin, da? Mergeți către destinul vostru. Trebuie să mergeți altfel. Repet, nu doar prin muncă fizică, prin această nevoie de stabilitate, ci altfel. Asta dacă vreți să vă construiți un destin complex și complet. În prezent am zis că aveți 9 de cupe, în prezent, în viitor apropiat, euforie, vă întâlniți cu cineva, este cineva în preajma voastră care vă emoționează. Poate că vă întâlniți cu prietenii, cu familia, că toți sunt sărbători și beți un pic mai mult, mare grijă. Însă, aici este, chiar dacă sunteți euforic în preajma cuiva, chiar dacă vă simțiți bine, da? Chiar, există un blocaj la nivelul inimii, da? Și se vede prin acest as de cupe care apare în poziția fricilor. Vă este teamă să primiți acea cupă care vă duce către 10, către extaz, da? Euforia în doi. Degeaba vă bucurați singur dacă nu vine și cealaltă persoană, da? Și nu vă deschideți, da? Aici este conflictul interior. În această transformare interioară, da? Aici este conflictul. Să fiți creativi în abordarea situației, să fiți victorioși, să vă duceți, interesant, să vă duceți către acest personaj care vă bucură. Să intrați în vorbă, să echilibrați șase, iar să echilibrați situația. Pentru că voi vă doriți, de fapt, bucurie, întâlnirea cu sufletul pe vreche și, de fapt, vă doriți undeva în sinea voastră. Însă, repet, datorită unei educații, pentru că acesta este un profesor, că este legătură karmică, repet, că este părinte,
o influență masculină, în mod special. Cineva vă cam ține într-o lume prea materialistă. Totuși vă doriți întâlnirea cu prietenii, am zis mai devreme, dar nu doar cu prietenii. Vă doriți această dragoste, dar vă și doriți, este și în poziția fricilor. Vă place și și o și respingeți în același timp. Țineți foarte mult la cineva, 4 de monede, țineți și la stabilitate. Și aici este conflictul. Aici e conflictul. Țineți și la stabilitatea financiară, țineți și la acest personaj care vă emoționează, da? Cu nou și cu care puteți avea un cuplu deosebit. Nu? Și cu unul 10. 10 este un număr total, complet. Este un număr care manifestă, se reduce la 1, intrați 2 într-1, începe să manifestați dintr-o altă perspectivă a abundenței emoționale, spirituale, nu doar materiale. Și aici este conflictul, aici e problema. Și conflictul acesta se rezolvă prin creativitate și creativitatea atrage victorie. Și dacă nu găsiți voi soluții creative, căutați la acest personaj. Este un personaj care vă inspiră, care are marcaj, nu neapărat semn de foc, are marcaj în semn de foc. Poate să fie lună, poate să fie Venus, în leu, berbec sau săgetător. Da? Și uite că totuși într-un fel sau altul poate că vă veți inspira de la ei, poate veți asculta și această etalare și ceva se va mișca în următoarea perioadă, pentru că apare ca și final pentru luna mai, apare 8 de bâte. Începeți să comunicați, începeți să călătoriți, să manifestați acest faeton, călătoria. Dar după ce asta și-ați investit, 7 și 8, ați așteptat, eventual cineva v-a așteptat, da? Vreți să investiți financiar și energetic și pasional în acest personaj. Regina de cupe cred că e același personaj care apare aici, da? 8, nu, scuze, 9, asul de cupe și 3 de cupe. Veți începe să comunicați cu ei și e mare lucru. Și comunicând, transformați relația care a fost între voi și ei. Transformați relația. Nu mai este o relație în așteptare, austeră. Este o relație mult mai creativă. Emoțional am zis, devine o relație în care vă vindecați unul pe celălalt, pentru că asul de cupe, am zis, înseamnă și vindecarea voastră și acest personaj vă poate vindeca, dar pentru asta trebuie să comunicați, trebuie să călătoriți, trebuie să transformați. Și repet, nu transformați pentru că sunt 2 de 8, aici este un 8 care stă pe loc și aici este un 8 care este în mișcare. Și aici iar aveți 8, da? Alegeți. Sunt mai multe etape în această transformare, înțelegeți, da? Ar fi ceva de clarificat? Hai să clarificăm luna. Clarificăm, te rog frumos, nu sunt prea multe. Clarificăm, te rog frumos, luna pentru numărul 1. Ia uite, 6 de cupe. Iar cupe! 6 de cupe. Întâlnirea cu un suflet pereche care a fost foarte intensă și profundă, probabil că v-a creat această confuzie. Cineva, repet, acest personaj care apare aici, vă atinge sufletul într-un mod special și v-a creat multe confuzii și conflicte și dorința de a crea stabilitate, că așa ați fost învățați, că nu se poate dragoste fără bani, da? Adică ce puteți voi să oferiți acestui personaj, nu? Și totuși, nu uitați că degeaba aveți bani dacă nu aveți dragoste, emoții și nu le împrățișați. Cavalerul de spade. Probabil că această întâlnire a fost într-un mod neașteptat, cavalerul de spade. Poate că s-a și comunicat într-un mod mai ciudat și din cauza asta s-a ajuns la confuzii. Citesc acum în trecut. Ia, clarificăm 5 de bâte. Debute. Provocarea.
Da, țineți foarte mult la acest personaj, dar până acum nu ați exprimat prea multe. Acum vedeți că puteți să fiți și voi acest personaj, rămâne de văzut. Și să vă gândiți la cineva care e foarte pământean, dar totuși. Ia. A, uite, regele de spade. Aici este conflictul. Exprimați sau nu exprimați? Un adevăr. Și adevărul are multiple fațete, evident. Așa cum e și sabia cu două tăișuri. Aici sunt doar două tăișuri, dar totuși adevărul e într-o formă cel puțin 3D, dacă nu 4-5. Adică multidimensională. Aici este conflictul. Exprimați sau nu exprimați, depinde cum exprimați. Trebuie să vorbiți, trebuie să aduceți claritate, interesant. Aici e conflictul. Să aduceți claritate în această situație și, ia uite, și valetul de spade, iar s-a oprit aici la valetul de spade, la 2 de cupe, da? Trebuie să comunicați cu acest suflet pereche, cu acest suflet care, ia uite, ce mai e, și valetul de cupe, și 2 de cupe. Cu acest personaj care vă unge sufletul și vă alină și vă vindecă și vă și inspiră, cred că vă și inspiră. Da. Cred că vă și inspiră acest personaj. Clarificăm 4 de monede. Nu astea. Clarificăm 4 de monede. Tot cupe. Extraordinar. Cavalerul de cupe. Da? Voi țineți foarte mult la acest personaj. Poate că și ei țin. Și totuși e un mister. Tarotul pentru mine am lăsat-o. Nu face parte din setul de cărți, dar am lăsat-o pentru că îmi place ca și carte. E un mister care poate fi înțeles prin comunicare. E un mister pe care nu l-ați dezlegat încă. E o chestiune care ține de energia. Energia dintre voi. Energia dintre voi este foarte specială și am senzația că unii dintre voi nu ați fost obișnuiți cu astfel de energie. Clarificăm 3 de cupe. Poziția dorinților, 3 de cupe. Da, vă doriți o nouă relație, un nou început cu acest personaj. De fapt, asul de cupe este tot aici, da? Voi doi și relația, asul. Nu știți dacă o să fiți împreună, în poziția temerilor. Nu știți. Ați vrea, dar aici este deschiderea. Deschiderea voastră, dacă stați prea mult în această muncă interioară, nu mai aveți timp să vă deschideți către sufletul care vă așteaptă, da? Deschideți aceste mâini. Îmbrățișați, măi, primiți-i cu brațele deschise. Ca să puteți manifesta acest as de băte, această pasiune. Pentru că se vede dorința de a comunica, de a călători împreună. Au fost niște probleme, ia uite, 5 de monede pe care l-am văzut mai devreme și asul de cupe. Același as de cupe care apare în poziția fricilor. Niște probleme de cuplu. Voi credeți că din cauza diferențelor financiare este doar impresia voastră, iluzia voastră. Nu sunt problemele financiare cele care creează problemele, de fapt, în cuplu și în dragoste. Pentru unii aveți pe cineva, trebuie să spun și asta după cum arată cărțile, 8 de spade, 4 de monede iar, regele de monede iar și asul de cupe și 5 de monede. Există un personaj care, repete, este o influență prea terestră. Nu degeaba, că este, face parte din viața voastră. Încerc să-mi aleg cuvintele. Nu degeaba au venit aceste mesaje. Îmbrățișați-vă emoțiile. Nu vreau să dau zodii musai, dar sunt două influențe. Una foarte materialistă, prea pragmatică și alta care, într-adevăr, este cea de care aveți nevoie, de care are nevoie sufletul vostru, pereche. Și voi. Hm?
Da, cam atât. Cam atât, dragii mei. O să încep să strâng cărțile. Nu uitați că etalarea poate să fie și în oglindă, să citeți despre, eu știu, o persoană din viața voastră în momentul în care citeți despre voi. Dar, ok, să strâng cărțile. Ce am văzut? Semnul Taurului, în mod special, rac, lună, rac, pești, scorpion, semn de foc, în mod special leu, dar poate să fie oricineva, oricine altcineva, leu, berbecă, săgetător, oricine. Deci pământ, apă, foc, în mod special. Deși am văzut și regele de spade, mai devreme ar putea să fie și semn de aer. L-am dat, ca să știți. Însă, dragii mei, însă, nu vă fixați pe zodii pentru că vă păcăliza că vă fixați doar pe zodii. Okidoki. Hai să vorbim acum despre cei care au ales numărul 2. Numărul 2, după cum vedeți, cei care au ales crucea. Crucea de ametist. Ametistul știți că este o piatră specială care deschide al treilea ochi și coroana. Și coroana, da? Și al treilea ochi, viziunea voastră. Vă concentrați pe spiritualitate, unii sau sunteți chemați să vindecați ceva. Energia generală nouă de pământ, deși am văzut mai multe cărți au apărut. Și dați-vă șansa la dragoste, vorbiți limbajul dragostei. Dați-vă șansa. Nu stați foarte mult în acest cerc al tradițiilor, al spiritualității. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Încercați și comunicați. Comunicați și vindecați. Amândouă vorbesc despre comunicare, amândouă oferă ceva. Că cineva vrea să vă ofere vouă, că voi vreți să oferiți, poate să fie și, da? Când vorbim de relații. Oferind, vă dați șansa la dragoste. Și în primul rând, cum începem cu oferta față de noi. Nouă de spade pe care l-am văzut și în seria aceasta de cărți. Niște griji referitoare eventual la cuplu, la viața voastră, poate niște probleme de sănătate, de-aia apare și vindecătorul pentru mine, nouă de monede este vindecător. A trebuit să vă vindecați de niște chestiuni neplăcute. La capătul setului de cărți iaute 6 și 6, 6 de spade și 6 de monede. Încercați să vă detașați de aceste griji, de aceste griji care adesea sunt nefondate. De apele tulburi, de efectele toxice ale, am văzut și diavolul la un moment dat, da? Efectele toxice ale unora și încerca să vă echilibrați. Și cum vă echilibrați? În primul rând, oferindu-vă și vouă. Aici este. În primul rând, vă oferiți vouă, vă vorbiți vouă cu dragoste. Apropo de intenții, de lună nouă, de momentul de inițiere. Aveți și un as de bâte. Dacă vă dați șansa la a vă iubi pe voi, veți atrage un personaj, da? Și atunci se va crea această șansă să începeți ceva nou cu, voi știți la cine vă gândiți. Da, vă gândiți la cineva. Vreți să construiți cu un personaj de care sunteți îndrăgostiți. Și totuși vă creează conflicte. Probabil că unul a plecat, da. Au fost niște problemuțe. Hai să vedem cum apar cărțile. O să încerc să le mai amestec. Odată. Ce vor să apară, o să apară, da? Ia uite, 3 de bâte. Așteptați la distanță, eventual comunicarea, călătoria cu cineva. Numărul 2. Central. Ia uite, 5 de bâte am văzut mai devreme. Conflicte, conflicte. Cui dați? Cui oferiți? Vă luptați prea mult în sinea voastră. Stați prea mult în acest cerc. Și interesant că și aici tu 5 sunt, da? Prea mult sunteți în acest cerc în voi. Provocarea este să vă îmbrățișați cele două aspecte, masculin și feminin, să vă echilibrați. O carte a echilibrului 6, 3 și 3, da? Construiți, că trei înseamnă, am văzut trei de monede, construiți și din punct de vedere
și energia feminină și energia masculină. Aici este conflictul. Sunteți îndrăgostiți de cineva și nu știți dacă să alegeți sau să nu-l alegeți. Iaute, asul de cupe în trecutul îndepărtat. Asul de cupe, multe emoții. Extraordinar. Deci le lasă așa cum s-a întâmplat. Justiția, n-am văzut o chestie asta. Deci 9 de cupe și justiția. Iar este vorba de echilibru. Am vorbit de echilibru și la îndrăgostit și întâmplător și neîntâmplător. Aceste cărți au rămas deoparte, da? Am amestecat setul de cărți fără acestea. Probabil că au vrut să rămână în mod special în evidență. Să iasă în evidență, nu să rămână. Să iasă în evidență și să înțelegem că e un mesaj foarte important. Să vă echilibrați emoțional. Să vorbiți în echilibru emoțional. Când vorbiți în echilibru emoțional, manifestați justiție în viața voastră. Și interesant că e 9 și 11, este o oglindire. Felul în care vă iubiți oglindește relațiile. Justiția reprezintă balanța sau casa a șaptea a relațiilor, da? De orice fel ar fi. Dacă vă iubiți, manifestați relații în echilibru, relații în adevăr, pentru că atunci când vă iubiți, nu puteți manifesta minciuna, da? Nu puteți trăi în relații în care vă mințiți, da? Pentru că vă iubiți, clar. Și uite, așa trebuie să alegeți. Justiția înseamnă și alegere. Ce alegeți? Aici e conflictul interior. Da, interesant. Cavalerul de cupe a venit în ultima vreme, în viața voastră, într-un fel sau altul. Eremitul este în viitor. Lecția spirituală, lumina pe care trebuie să o găsiți, în prezent ce aveți. Doi de monede, iar alegeți. Alegeți. Aici este conflictul interior. Alegeți. Ce alegeți? Spiritualitatea, că ați ales totuși un grup foarte spiritual. Și al treilea este, dar acesta e mult mai organizat, poate un pic mai tradițional. Vorbiți limbajul dragostei. Hai să vedem ce se mai arată. Pentru că sunteți îndrăgostiți, aici este un conflict, eventual o să și clarific. Probabil că a fost o tăcere între voi și cineva și trebuie să vindecați asul de cupe. Să vindecați și să manifestați altceva. Patru de cupe, sfatul. Da, primiți acea altă cupă. O să clarific sfatul. Exterior, ia uite, cinci de spade. Există această influență. Cineva vă influențează într-un mod negativ viața. În ambientul vostru există, dacă aveți în preajmă pe cineva care vorbește tot timpul negativ, nu veți putea atrage oameni echilibrați, pentru că e vibrația acestei influențe. Oricine poate fi soră, vecin, prieten sau, eu știu, nu prieten vreau să zic, bine, poate să fie și prieten, așa zis prieten, care poate să fie invidios, invidioasă, coleg de cameră, dacă sunteți la cămin sau cu chirie, da? Oricine poate fi. Poziția fricilor 3D, băte, așteptarea aceasta, speranța. Vă e teamă că vă pierde speranța într-o direcție. Ia uite, cavalerul de monede, ce vă doriți? Să construiți, să alegeți odată și odată, să alegeți și să mergeți într-o direcție care vă echilibrează. Doi de spade. Doi de spade, ce ar mai fi? Regele de monede. Că toți suntem în luna mai, apare semnul taurului. Este o confirmare, da? Acum, în acest set de cărți. Dați-vă șansa la dragoste, să nu uităm de mesajele primite, da? 9 de pământ vorbește și despre independența voastră financiară. Da, sunteți independenți sau vreți să fiți independenți, dar nu uitați că trebuie să vă transformați și sufletul. Nu uitați de sufletul vostru care trebuie alinat și vindecat. Trebuie să vă iubiți, să vă oferiți atenția și dragostea pe care vreți să o primiți de la altcineva, să vă oferiți vouă înșivă. Ia uite. La capătul setului de cărți, 7 de spade și 7 de cupe. Cineva fuge de o relație foarte profundă
Cineva fuge pentru că are opțiuni. Și nu doar că are opțiuni. Această relație foarte profundă cu care ar fi putut să înceapă o relație de lungă durată, o relație stabilă bazată pe pasiune și afinități comune, totuși, această prietenie, această dragoste, șase de cupe, care vine din trecut, dintr-o altă viață, da? Creează confuzii și cineva fuge de aceste confuzii. Fuge de dragoste. Există cineva care fuge de dragoste. De-aia vi se zice, dați-vă șansa la dragoste. Dacă cineva fuge de voi pentru că s-a îndrăgostit, pentru că e frică de emoțiile pe care le simte față de voi, pentru că șase de cupe este o relație în care cei doi se cunosc foarte bine, se intuiesc, își oferă ce au nevoie și trec peste diferențele care sunt între ei, da? Și totuși interesant că apare aici cineva. Apare această influență nefastă în viața voastră, în viața lor, poate și în viața voastră și în viața lor, da? Și vă determină cel puțin pe unul să fugiți din această poveste. Să fugiți în zone stabile. Păcat, o să și clarific. Da, deci la baza acestei povești este o dragoste. Este un moment zero în care v-ați simți sufletul euforic, plângând de bucurie. Da, poți să plângi de bucurie, poate nu cu lacrimi, poate cu lacrimi invizibile, dar v-ați îndrăgostit de cineva. Clar. Și posibil și ei. Însă această dragoste a creat confuzii. Confuzii, repet, și conflicte. Și conflicte mari. Invidii, în mod special, cu 5 de spade și 5 de bâte, mari conflicte. Și invidii. Din partea prietenilor voștri, din partea prietenilor, rudelor, vecinilor lor și tot așa. Aici este problema. Acest personaj care a venit, evident, nu pe cal, că acum nu mai vine nimeni pe cal. A venit să vă aline ceva. O supărare, o suferință, pentru că aveți o supărare, clar, în poziția sfatului. Există cineva care e supărat, da? Sau a venit să vă arate, interesant mesajul, să vă arate o altă cale, da? Apropo de masculin, masculinul general și feminin, da? Masculinul general este cel care e mai agresiv. Ăsta e adevărul, dar n-am cum să-l descriu ca fiind blând, da? Asta e natura masculină, da? Să ia acțiune și uneori acționând devine prea excesiv și agresiv. Și acest personaj care a apărut în ultima vreme, care vă cheamă la dragoste, dați-vă șansa la dragoste, da? Sau de care v-ați îndrăgostit voi, a venit să vă arate altceva. Și uite, apare conflictul și momentul de alegere. Ce să aleg? Ce să aleg? Pentru că, pe de-o parte, am niște oameni în preajmă care îmi vorbesc despre COVID, despre mânci, despre... Acum poate exagerez, da? Dau un exemplu, da? Despre tulburări ale vremii, ale vremurilor, da? Și totuși sufletul meu are nevoie de dragoste. Ce aleg? Aleg să trăiesc în acest conflict interior și mental tot timpul și stând în această frică, mă concentrez prea mult pe financiar, pe stabilitatea mea fizică sau aleg dragoste de care am nevoie și care a venit la un moment dat, da? De care am fugit ori eu, ori voi, ori amândoi, da? Înțelegeți ce vreau să spun. Și totuși, în această poveste, 9 și 9, da? 9 de monede și eremitul, tot 9. 9 este număr spiritual și ați ales, repet, această cruce care ține de spiritualitate. Este o lecție spirituală în această dragoste, în această poveste, chiar dacă fugiți. Este o lecție spirituală.
Și unul și altul trebuie să înveți în această fugă. Trebuie să vă găsiți lumina. O să și clarific, să vedem cine sunt aceste personaje eventual. Sfatul este să primiți cupa. Dacă vă întâlniți cu acest cavaler data viitoare, să nu mai fugiți. Da? Să nu mai fugiți de această dragoste. Că aici este conflictul. Aici este provocarea. Să ieșiți din 5, să schimbați energia lui 5 de spade, 5 de bâte și să îmbrățișați acest cuplu, să intrați în cuplu. Să vă dați șansa. Da, take a chance. Aici este o șansă care a fost pierdută la un moment dat, poate din cauza prietenilor, interesant, influența nefastă. Poate să fie și prietenii și băutura și cuvintele negative, da, și invidiile. Și... nu mai repet, nu o repet prea mult. Am senzația și eu că poate sunt prea exagerată cu repetițiile astea. Interesant că și aici este cât... să-mi pun ceilalți ochelari. 23, interesant că tot 5 este, tot pe 5. Și 5 este numărul acestui an, 2021, vibrație de 5, da? De schimbare. Schimbați energia în care a stat. Schimbați energia. Și dați-vă șansa la dragoste și vorbiți, interesant, limbajul dragoste. Nu vă mai lăsați influențați, că aici oamenii vorbesc urât în această carte, influența exterioară. Sunt oameni care vorbesc urât. Și eu pun inima pe jar pentru că vă bagă în minte și în suflet cuvinte nepotrivite și atunci nu se poate manifesta dragostea, da? Vorbiți, speak the language of love, vorbiți limbajul dragostei și am zis când vorbiți aici, de-aia au rămas cărțile aici deoparte, vorbiți, justiția comunică, dar când are balanța la zero, în echilibru, când sunteți voi în stare de calm, de satisfacție, vă vedeți punctele forte, vă vedeți reușitele, atunci puteți să comunicați în dragoste și în dreptate. Când vă lăsați influențați acești oameni, nu veți manifesta acest 9 de cupe. Veți manifesta 2 de monede, 2 de spade, de eu ce fac, de eu ce aleg, de eu ce să fac, de eu ce să fac. Pe cine să aleg? Pe X sau pe Y? Ce zic prietenii, ce zice familia, ce zic bârfele sau ce zice sufletul meu? Aici este. Și totuși, vă doriți să vină cineva să construiască, să aveți o relație stabilă, regele de monede. Vreți să vină cineva, eventual acest cavaler de cupe, să vină nu doar cu emoții, ci să vină și cu o manifestare practică. Eventual ca să vă dea curaj, încredere în aceste momente în care trebuie să alegeți. În aceste decizii. Rămâne de văzut dacă e același personaj. Ar putea să fie două personaje diferite. Mura, stai cu minte, da? De ce vă este teamă? Că vă pierde speranța. Pentru că această lecție spirituală este tăcerea, este însingurarea. Din cauza conflictelor și în cauza conflictelor nu se poate manifesta această dragoste și această alegere. Am spus-o de cred că de nu știu câte ori. Clarificăm, te rog frumos. Ce să-mi clarifici mai întâi? 5 de bâte. Prea mult. 5 de bâte. Iar tu 4 de cupe. 4 de cupe. O supărare din cauza cavalerului de bâte și regina de bâte. Da! Ați simțit multă pasiune pentru cineva, dar acest personaj a venit și a plecat din cauza acestor influențe. Da? Și uite așa ați rămas supărați. 4 de cupe apare a doua oară, da? A doua oară. Aici este conflictul. Poate că alegerile sunt din partea lor, nu neapărat din partea voastră, iar poate să varieze. Ia uite, este nebunul, este zero. Cineva trebuie să o ia de la zero. Că sunteți voi, că sunt ei care trebuie să aleagă în această perioadă. Posibil ei să aleagă, nu voi. Variază.
Vedeți unde sunteți. Deci cineva a fost regina de bâte și cineva a fost cavalerul de bâte. Adică a existat atracție, atracție maximă cu asul de cupe și cu îndrăgostiții. Și totuși s-a ajuns la lacrimi, la dezamăgiri din cauza că unul a fost prea iute, cavalerul de bâte, prea iute în exprimare și dacă nu primește ce are nevoie, pleacă. Pleacă pentru că așa este învățat de prieten, de mediul în care stă. Și creează dezechilibru. Și aici este, mai stați în această energie a acestui cavaler. Interesant că regina e cu spatele. Ce frumos! Dacă voi sunteți regina, da, stați cu spatele eventual și alegeți pe altcineva. Manifestați justiția. Interesant că au rămas aceste cărți. Asta e justiția divină, asta e destinul pe care trebuie să-l manifestați în această perioadă. Satisfacția față de voi. Dar nu puteți atât timp cât sunteți în această poveste conflictuală. Clarificăm, te rog frumos, doi de monede în prezent, doi de monede. Ia uite moartea. Da, trebuie să puneți capăt acestei jonglării. Oricineva mai are, mai are o altă persoană în preajmă și, repet, ei trebuie să aleagă. Dacă voi mai aveți de ales între aceste influențe negative, că și voi aveți, nu doar ei, da? Și ceea ce vă... sau calea inimii, puneți capăt acestor conflicte și alegeți transformarea. Alegeți să renașteți. Da, construcția voastră. Trei de monede. Alegeți odată, domnule. Alegeți odată. Aici este. Faceți odată justiție. Și o faceți prin ceea ce manifestați față de voi înșivă. Nu degeaba a apărut 9 de monede care de obicei preîmpărăteasa și 9 de cupe. Ambele cărți se referă la voi ca individ. Dați-vă șansa la dragoste față de voi ca să puteți atrage un om care vă iubește. Asta e justiție. Clarificăm, te rog frumos, 4 de cupe. Sfatul, 4 de cupe. Mm. 2, 4, 8. 8 de bâte, dar a venit invers. 8 de bâte, care înseamnă comunicare. Eventual, dacă acest personaj mai vine, așa cum a venit în trecut, și a creat, ia uite, împărăteasa. Poate să fie taur, poate să fie balanță, că avem și taur și balanță, sau cineva cu marcaj acolo, care va dezamăgit împărăteasa. Poate să fie și influența mamei, sau a soției, sau a cuiva care a dezamăgit, da? Și marea preoteasă. Secrete. Da. Povestea e complicată. Voi o știți, pentru că variază de la om la om. Sunteți mulți care ascultați acest număr, da? Această etalare. Însă sfatul este, alegeți dragostea, dar fi selectivi. Eventual puneți capăt oamenilor sau relațiilor cu cei care jonglează între două situații. Mai dăm o carte totuși, mai dăm o carte pentru acest sfat. Deci ce înseamnă 8 de bute invers? Nu știu ce înseamnă. Clarifică 8 de bute invers. Clarifică 8 de bute invers. Clarifică. Ia uite, 3 de bute. Care apare și aici. 3 de bute. Ați așteptat, ați așteptat pe cineva să vină, să se întoarcă? Nu, că puneți punct. Că vă dezechilibrat și... E interesant, vă dezechilibrat energetic. Aici este o monedă închisă și una deschisă. Acest masculin și feminin v-a dezechilibrat și aici vorbim despre echilibru vostru personal. Asta este justiția voastră, asta e balanța. Nu cineva în zodia balanței, nu. Cu siguranță că unii aveți de-a face și cu cineva în zodia balanței. Da? Nu. Însă mesajul este ca să vă echilibrați voi. Puneți capăt
acestei povești care vă dezechilibrează. Puneți capăt. Și sfatul este să vedeți oportunitățile, că acum nu le vedeți, din alte direcții. Să vă păstrați speranța, că trei de bâte înseamnă speranță. Posibil, acest as de bâte va veni dintr-o altă direcție, nu din această direcție. Ia uite, cavalerul de spade. 2, 4, 8, 9. Există cineva. Asul de spade, cavalerul de spade și 7 de bâte, da? Nu, 9 de bâte. Care trebuie să clarifice, trebuie să vină cu adevărul, trebuie să spună de ce s-au blocat lucrurile, de ce nu s-a manifestat ceva, de ce a venit, a plecat, da? De ce a fost așa aventuros regele de bâte și am văzut mai devreme și regina de bâte? Trebuie să vină. Ideea este că nu stați să așteptați pe ei, nu. Așteptați alte oportunități din alte direcții și în primul rând, domnule, manifestați speranță față de voi și dragoste față de voi. Clarificăm, te rog frumos, 5 de spade. Da, cineva a fugit, uite, cu 7 de cupe. E aici, da? 7 de cupe? Ia uite. 6 de cupe, 7 de cupe, 7 de spade. De... Da, 5 de spade, te rog frumos, clarificăm, 5 de spade. Influență exterioară. Ce asta? Temperanța? Ce frumos. Aici este. Influență exterioară. Vindecați aceste cuvinte. Vindecați aceste cuvinte. Interesant ce mesaj simt. Cineva care nu va putea avea tot gândește uneori negativ. În ce se neapărat gândește urât despre voi? Vă transmit această dezamăgire energetic și din cauza asta nu vă puteți întâlni cu perechea pe care ar trebui să o aveți. Vindecați, faceți că tot e lună plină. Apropo de luna plină în Scorpion, încă suntem în vibrație, da? Vindecați-vă de această situație, de această poveste. Dacă ați avut și o romanță, dacă ați avut și mai mult de o romanță și niște întâlniri sexuale, vindecați-vă, că tot a fost luna plină în Scorpion. Vindecați-vă, aici e influența exterioară. Poate că v-au pus în așteptare, tocmai din cauza cine, de-aia, influența exterioară. Vindecați-vă, în primul rând, aceste influențe negative. Cine o fi, o fi. Pot să fie și rude, repet, și oamenii, familie care vorbesc curât. Vindecați-vă. Temperanța. Dacă e cineva care nu a venit la voi și nu a ales, nu a ales din cauza că ei au aceste conflicte, argumente cu cineva. Au niște argumente acasă. Și atunci temperanța reprezintă amânarea deciziilor, amânarea lor. Înțelegeți că influența exterioară, amânarea lor. Ei au amânat. Temperanța înseamnă să aștepți, să intri pe așteptare, pe stand-by, da? Din cauza unor conflicte cu cineva, cu prietenii, cu rudele, cu, eu știu, cu cine. Argumente. Magicianul. Sunt niște manipulări. Wow! Da, cineva îi manipulează. Iar îndrăgostiții care reapar și aici, da? Deci ei nu pot să ia decizia corectă pentru că sunt manipulați. Asta zic magicianul, manipulare, pentru că apare 5 de spade, influență exterioară. Voi sunteți manipulați, ei sunt manipulați referitor la această dragoste. Vedeți care, cum, pentru că poate să fie și așa și așa. Clarificăm 3 de bâte în poziția friților, 3 de bâte. Ia uite, nebun. Vă este teamă că nu o să mai puteți lua de la zero? Că stați și așteptați de prea mult timp?
Dar aici este și manifestarea voastră și transformarea voastră. Alegeți transformarea, această moarte a situației, ca să puteți să o luați de la zero într-o altă direcție. Uite, sunteți 8 de spade. Îngrijorați, prea multe griji v-ați făcut în această poveste, prea multe griji. Clarificăm cavalerul de monede. Ați zis că vă doriți pe cineva care să și pună practic, să se implice sau să pună o cărămidă la baza acestei relații cu voi. 9 de monede, de băte. Ce vă doriți? Mai dăm o carte. Mamă, iar 5 de băte. 9 de băte. Da, cineva să lupte pentru voi. Da, asta e. Vă doriți ca cineva să lupte pentru voi, pentru această relație? Da. Vă faceți griji. 9 de spade. Vă faceți griji, dar grijile acestea trebuie vindecate prin acest vale de cupe. Vindecați-vă mintea ca să puteți manifesta acest as de monede cu altcineva eventual. Pentru că asta e în poziția dorințelor. Că este o dorință reală că ați întâlnit acest personaj, că nu l-ați întâlnit, vreți ca acest personaj care urmează să vină să nu mai creeze aceste conflicte prin care ați trecut. Vreți un om care să lupte, să stea în picioare ca să face 9 de băte. Stă în picioare, chiar dacă sunt probleme în cuplu, chiar dacă sunt discuții, chiar dacă sunt conflicte, sunt invidii, se luptă cu toți invidioșii, da? Și construiește, ca asta înseamnă cavalerul de cupă, de monede. Construiește pas cu fiecare gest, construiește relația. Clarifică eremitul în viitor. Clarifică eremitul. Valetul de cupe. E frumos, e frumos. Înseamnă că din această tăcere se va ieși la un moment dat, măcar spre sfârșitul lunii sau în luna următoare, și se va exprima o parte din emoțiile pe care le-ați experimentat în această lecție spirituală. Doi de bute. Interesant, s-ar putea să aveți alegeți între două personaje. Nu doar ei și voi. Clarificăm, te rog frumos, doi de spade. Doi de spade în poziția reușitelor. Pe cine blochează, ce decizie? Doi de... Oh, vă separați de cineva. Doi de spade clar înseamnă separare, turn. Vă separați de acest trecut. Și ieșiți din această lecție spirituală, din această însingurare și ce zice? Dați-vă șansa, take a chance on love, dați-vă șansa la dragoste. Începe și oferiți, da, vorbiți, că valetul vorbește limbajul dragostei cu voi și cu cei din jur. Și începe să manifestați această atracție. Da, încheiați această poveste care v-a consumat, 10 de băte, v-a consumat. Posibil că o fi fost semn de aer, că o fi fost semn de foc, iar variază. Ia clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm și îndrăgostiții. Sunt multe. Cine asta? Împăratul? Da, împăratul. 2, 4, 6, 7.
Da, cineva v-a pus în așteptare. Pentru că n-a vrut să-și arate emoțiile. N-a vrut să-și arate dragostea. A vrut să fie în control. Și a vrut să fie în control pentru că așa a fost învățat. Asta e 5 de spade, 5 de bâte, influența exterioară. Berbec Taur. A încercat să se detașeze emoțional, să aibă putere, să se abțină. Din acest motiv a creat și vouă, a transmis telepatic, energetic aceste stări. Clarificăm turnul ca și reușită. Stai cu minte, Leo, am un motănel tare, iau, 3 de cupe. Da, veți alege dragostea. Veți alege după această tăcere, după această lecție spirituală, ca să înseamnă o călătorie spirituală. Șt, 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 gata, taci din gură. Așa, veți alege dragostea într-un mod neașteptat. Veți înțelege lucrurile. Și asta vă va echilibra viața, regele de monede. Poate că și ei vor alege, rămâne de văzut. Da? Pentru că e etalare colectivă, cine alege, ce alege, voi, ei, însă se va alege într-un mod neașteptat exprimarea acestor speak the language of love. Cine nu a vorbit din dragoste va alege hotron-tron brusc să vorbească și despre regrete și despre bucurii. Și uite, așa se va echilibra situația. Dar, înainte de toate, voi trebuie să vă iubiți. Înainte de toate, voi trebuie să vă iubiți. Acest rege de monede poate să fie confirmarea că în perioada lunii mai sau zodiei Taurului se va întâmpla ceva. Sau pur și simplu în momentul în care se va grăi în dragoste din suflet. Da, apare moartea și turnul. Evenimente neașteptate. Dar în primul și în primul rând, voi trebuie să renunțați, că în momentul în care renunțați la această așteptare și la acest dezechilibru în care ați fost puși de unii de alții, încercați să selectați mesajele, pentru că nu pot să vorbesc în continuu și să dau chiar toate variantele pe care le văd. Dar vedeți unde sunteți voi, unde sunt ei, da? Cam asta este. Ok. Hai să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales acest grup, da? Numărul 3. Mesaje. Aveți 5 de apă, regrete, plângeți după cineva și mesaje de la îngeri, fiți în prezent și visați la viitor. Dacă stați prea mult în această energie a regretelor și a lacrimilor, veți manifesta în continuare, ia să pun un pic brițul, veți manifesta în continuare lacrimi și regrete și neîmpliniri. De-aia zice, fiți în prezent și visați la viitor. Visați că va fi bine, că veți zâmbi, că vă veți bucura, că va fi cineva, eu știu, poate ați pierdut pe cineva, va veni altă persoană care să fie alături de voi. Visați, fiți în prezent, dar asumați-vă experiența prin care ați trecut. Dar nu stați, pentru că asta e o carte a trecutului, nu stați în trecut. Interesant. Nu stați în trecut să regretați ce a fost bine, ce a fost rău în trecut. E o carte a trecutului, a regretelor, da? Ci fiți în prezent, trăiți-vă viața 4 în echilibru și fiți pregătiți să ieșiți 0 din acest cerc magic și să o luați de la capăt la un moment dat în viitor. 40. Ce carte a venit? 9 de bâte. Au fost niște situații toxice
Ia uite, justiția poate chiar niște situații nedrepte, poate chiar o dragoste, o dragoste sufocată de materialism pentru unii, de nevoia pentru bani, pentru contracte, pentru alții poate să fie Capricorn, vă dau zodii, da? Balanță, semn de pământ, semn de apă. Pentru alții poate să fie această carte, 5 de apă, regretele cuiva care își dorește obsedant să echilibreze o poveste de dragoste care a stat în așteptare și cum să o echilibreze oferind stabilitate. Nu doar pasiune, dar și stabilitate. Și își dorește să lupte, să fie în prezent, să lupte, să reziste. Vedem ce cărți vor apare și în etalare. Însă, nu ne interesează ce vor alții, important este ce trebuie să faceți voi. Dacă e o situație nedreaptă după care plângeți, poate un soț, v-ați separat de un soț din cauza unei iubiri și trebuie, sau chiar dacă nu v-ați separat din cauza unei iubiri, trebuie să vă vindecați sufletul din cauza unor nedreptăți. Rămâneți în picioare, sunteți puternici, fiți în prezent, da? 9 este un număr spiritual, un număr care reprezintă expansiune. Energia voastră se va schimba în viitor. Dacă în prezent reușiți să fiți în picioare și să rezistați acestor gânduri negative în care aveți uneori tendința să intrați. Numărul 3. Iete, 9 de monede. Da, bucurați-vă de realizările voastre, alt 9 și luna. Luna iar este o stare emoțională, poate să fie negativă. Ieșiți, mai ales că e lună plină, faceți curățările energetice, luna plină în Scorpion, da? Faceți curățările energetice ca să puteți manifesta independență. Dacă ați pierdut pe cineva și sunteți singuri, că am văzut regele de monede, da? Sau v-ați separat de cineva și sunteți singuri. Bucurați-vă de prezent, bucurați-vă că sunteți în afara coliviei, bucurați-vă că aveți niște realizări. Bucurați-vă că puteți mânca, că puteți merge, că puteți respira. Aveți multe motive de bucurie, da? Numărul 3. Monede, interesant că și la primul număr același carte a apărut central. Vă transformați sufletul, este bine munciți, provocarea este roata norocului. Acest timp divin care uneori nu-l înțelegem. 3 de cupe în trecut, în trecutul îndepărtat și în trecutul apropiat, asul de cupe, în viitor, 3 de monede, în prezent, valetul de cupe, sfatul, regele de monede iar apare, l-am văzut mai devreme. Exterior aveți nebunul, cineva vrea să o ia de la zero cu voi, eventual. În poziția fricilor aveți 6 de cupe, o relație cu un suflet pereche, acesta revine, da? 3 de cupe, îl vedeți, da? Aici 3 de cupe și asul de cupe. E în poziția fricilor. Nu știți dacă vă veți împăca sau nu vă veți împăca. Ce vă doriți? Cavalerul de spade. Probabil că cineva cu mar... În primul rând vă doriți să comunicați. Poate că acest personaj are marcaj în semn de aer sau voi aveți un marcaj special cu Mercur. Nevoia de a comunica. Turnul. Ce reușiți să faceți? Turnul. Wow. Regina de monede. Vai, ce frumos! Nu se poate! Ce mă bucur! De aceea fiți în prezent și visați la viitor. Renunțați la aceste regrete. Va fi bine. O să fie pâine, o să fie bine. Cum era? Parcă așa era melodia, da? La capătul setului de cărți, steaua. Sperați! Asta înseamnă sperați! Fiți în prezent, visați la viitor.
Când visăm, totul este posibil, așa zice, da? Visați, puneți-vă această dorință la lună nouă. Sperați, credeți, vindecați-vă. Iar steaua înseamnă vindecare emoțională. Am văzut și luna, da? Vindecați-vă emoțional. Cineva, e interesant, patru de cupe, cinci de cupe a apărut aici. Probabil că la un moment dat, asul de monede, în viața voastră, voi sau ei, unul dintre voi a trebuit să aleagă. A fost la o răscruce de, sau este în continuare la o răscruce de drumuri. Ce să aleagă? Regretele sau manifestarea, o nouă manifestare a acestei relații. Și până la urmă, probabil că va alege o călătorie, va alege comunicarea, va alege vindecarea emoțională și spirituală. Cine? Rămâne de văzut, voi sau ei. Vorbesc despre cineva, da? Clar. Central, ce aveți? Am zis că aveți 8 de monede. Munciți. Munciți ca să uitați de o situație. Munciți eventual cu sufletul vostru în această vindecare și eliberare, pentru că 8 ține de casa scorpionului. A fost lună plină în scorpion. Faceți eliberări ca să puteți manifesta noi reușite în viitor. Munciți. Munciți. Eventual, ca să uitați de niște suferințe, puteți să intrați să vă descoperiți noi abilități, pentru că aveți în poziția sfatului regele de monede. Poate să munciți pentru un nou post, să vă reconstruiți viața, da? Mai ales dacă a fost și o separare, că am văzut mai devreme justiția, diavolul. Munciți. Ca să schimbați energia. Ca să vă schimbați norocul, da? Dacă au fost regrete, iar schimbați, mișcați prin această muncă. Dar mare grijă, nu stați prea mult la pupitru, ci mai și mișcați-vă. La capătul setului de cărți este un 3 de cupe. Posibil să fie un triunghi pentru unii, pentru că apar lacrimi, a apărut și o separare, a apărut o despărțire. Posibil să fi fost un triunghi amoros și dacă nu fi fost triunghi amoros, poate să fie nevoia pentru bani cuiva, prietenii, da, sunt multe variante. 3 de cupe. Și totuși, dacă a fost un triunghi amoros, la un moment dat s-a înțeles că nu e doar triunghi, este dragoste. Asul de cupe. Eventual v-ați vindecat de aceste trădări și vreți să vă reconstruiți viața. Posibil. Pentru alții, există varianta să fi fost o nouă dragoste la locul de muncă, cu 8 de monede și cu 3 de monede și 3 de cupe. Interesant, 3 și 3, da? Și asul. O nouă dragoste la locul de muncă, al vostru sau al lor. Și această dragoste, această situație să schimbe energia în viața voastră, să vină cu un scop. Dar provocarea este asta, pentru că vă regrete. Provocarea este să vină cineva cu niște scuze, valetul de cupe. În momentul în care acest personaj va veni cu niște scuze, se va schimba întreaga situație. Până una alta, voi vă concentrați pe muncă, pe stabilitatea voastră financiară, pe poziția voastră de părinte, eu știu, personaj care trebuie să asigure, responsabil, care trebuie să asigure niște chestiuni acasă. Cineva, asta pentru că văd zero influență exterioară, valetul de cupe și roata norocului, cineva trebuie să vină și văd și doriți această comunicare. Vă doriți să vină cineva cu niște scuze, clar. Să manifeste acest zero. Acestea am vorbit zero, dar mai devreme, 4 și 0. Așteptați ca acest suflet pereche, 6 de cupe, 3 de cupe, as de cupe, de care ați fost îndrăgostiți, că v-a trădat, că nu v-a trădat, nu mai contează, așteptați să vină cu niște clarificări și în primul rând cu niște scuze și eventual, acum că așteptați doar comunicarea cu ei, posibil, dar se pare că totuși cineva își dorește să o ia de la zero cu voi. Și provocarea ar fi timpul divin. Este momentul, acum sau mai târziu.
Aici este provocarea. Timpul divin este momentul oportun sau nu? Pentru unii poate aveți mai multe personaje care vă influențează. Sfatul ar fi regele de monede. Dacă aveți un părinte care vă susține financiar, să stați pe aproape și să, sau un profesor sau cineva care o persoană stabilă, matură, stați pe lângă oamenii maturi care vă creează stabilitate și vă ajută să vă transformați emoțional și să vă reconstruiți viața. Mai ales dacă aveți niște dezamăgiri, niște separări de cineva. Poate să fie un alt personaj. Acum, acest nebun, poate să fie cineva cu marcaj în zodia berbecului pentru mine, care să-și dorească să ia de la zero cu voi. Vrea să iasă dintr-un cerc vicios. Am văzut diavolul, de-aia vorbesc de viciu, da? Își dorește să manifeste. Toiagul încă este jos, nu este ridicat. E în momentul de decizie. Ar vrea să vină să o ia de la zero. Posibil, v-am zis, pentru mine nebun înseamnă zodia berbecului, berbec, pești, cu spidă, poate să fie cu spida vedică, evident, dar unii zic că ar putea să fie și zodia vărsătorului nebunul, da, nu prea cred eu. Și ar mai fi un semn de aer pentru unii, cu care vreți să comunicați ceva. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, oricum. Eu v-am zis, v-am dat niște posibilități. Important este că vă doriți să comunicați și să schimbați energia, să mergeți sau să vină cineva spre voi. Aveți nevoie de mișcare și de comunicare, că asta înseamnă cavalerul. Asta vă doriți. Mișcare și comunicare. Vă doriți să schimbați energia, că roata norocului vorbește și de mișcare, da? Nu doar de timp divin. Înseamnă foarte multe. Asta pentru că ați stat să vă vindecați eventual de un triunghi amoros, să vă vindecați de o dragoste și să vă transformați sufletul muncind. Și totuși, ce apare ca rezultat în această perioadă până la sfârșitul lunii mai apare acest turn. Eveniment neașteptat. Eveniment neașteptat apare și la cavalerul de spade. Se pare că ce vă doriți, veți manifesta la un moment dat. În ce formă această lumină, acest trăsnet, această revelație, cum se va manifesta, iar variază. Ideea este că acest turn va aduce regina de monede și 10 de cupe. Împăcarea pe care o așteptați, pentru că în poziția fricilor, nu credeți că vă veți mai împăca cu cineva 6 de cupe, cu acest personaj care v-a dezamăgit. Nu credeți. Și totuși, cărțile arată, și ce e foarte interesant, că apare un rege și o regină de monede după acest turn și 10 de cupe. Cineva vine într-un mod neașteptat. Dacă nu este personajul pe care l-așteptați și este un semn de pământ, aici este sfatul, îmbrățișați-l. Da? Poate să fie același personaj care apare în poziția sfatului. Da? Vouă vi se zice la sfat să alegeți regele de monede. Cum să, nu sunt două cărți care să reprezinte regele de monede, reapare același personaj sub formă de regină. Da? Într-un mod neașteptat vine acest personaj, da, care va aduce fericire și stabilitate. Poate, repet, poate nu este cel pe care o așteptați, fiți atenți, pentru că variază energiile, variază mesajele. Ideea este că în viitor apare acest trei de monede, adică construiți, trei de monede construiește, construiți împreună această fericire sau eventual reconstruiți acest turn. Dacă a fost o separare, îl construiți împreună. Da? Apare o reconstrucție după acesta, această zdruncinătură. Apare o reconstrucție. Este frumos ce văd. Este foarte frumos. Asta, dacă reușiți să ieșiți din regrete și să vă concentrați pe vindecare, pe echilibrul vostru emoțional, ca să se manifeste acest as de cupe. Într-o formă sau alta, prin altcineva sau prin aceeași persoană, repet, de câte ori pot. Că noi de multe ori ne fixăm
pe acele personaje din trecut și din cauza că stăm în regrete, 5 de cupe, că nu degeaba a apărut, nu putem manifesta persoanele viitoare. Clarificăm 3 de 3 de cupe. 3 de cupe, 3 de bâte, iar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Probabil că vă spune ceva, trebuie să citiți despre acest număr. 3, 3, 3. 3 de bâte invers a fost clarificat, 3 de cupe. 3 de bâte, în general, speră, așteaptă, nu mai așteptați. N-ați mai... Deci cineva n-a putut să spere în această întâlnire cu sufletul pereche, da? A fost o nebunie, a fost un risc, ia uite, nebunul și luna. Și îndrăgostiții, da, a fost o dragoste, dar o dragoste care a creat confuzii și destul de riscantă. Cineva n-a vrut să riște. Mai dăm o carte, 3 de cupe, 3 de bâte. Ah, au fost confuzii. Poate că le-ați înțeles prin tarot. Poate că a fost un labirint emoțional. Pentru mine asta înseamnă un tarot labirint. Labirint emoțional. Din cauza, interesant, 3 de bâte invers. Poate și din cauza distanței a fost o distanță între voi. De-aia vă doriți să vină cineva. Da, apare călătoria, 8, da? 8 de bâte. Poate că a fost și distanța dintre voi care a creat aceste confuzii și acest labirint emoțional. În fine, clarificăm valetul de cupe din prezent. Mesagerul acesta care a trebuit să vină să-și ceară scuze. Of! Prea multe cărți. Clarificăm valetul de cupe, te rog frumos. Stai cu minte, te rog, mă lătra. Da? Interesant, tot roata norocului. De două roata norocului. Aici este, atunci n-a fost timpul potrivit, acum este timpul. Și ce faceți, dragii mei, când nu e timpul potrivit? Sau până se face timpul să vă întâlniți cu cineva, să se manifeste claritate, să se manifeste scuzele, sau să se manifeste o nouă dragoste? Ce faceți? Stați? Nu! Munciți! Munciți cu sufletul vostru, vă crea stabilitate, asta ar trebui să facă orice om. Nu să stea în regrete, da? De-aia zice, fiți în prezent și visați la viitor. Fiți în prezent în aceste proiecte ale voastre, da? Visați la viitor, proiectați în fiecare lucru pe care îl faceți acum o altă energie, da? O chestie activă, da? Și, evident, ieșiți. Ieșiți prin această schimbare de energie din regrete. Roata norocului de două ori. Da, cineva n-a putut alege, s-a abținut eventual. A fugit, 7 de spade, văd. A încercat să se detașeze emoțional de o situație în trecut. Dar acum, roata norocului, se schimbă norocul, se schimbă energia. Și vine acest valet de cupe. Cine o fi, repet, poate să fie un personaj total necunoscut. Sau poate să fie personajul pe care îl așteptați. Sunt evenimente neașteptate. Și roata norocului este o chestiune karmică, o întâlnire de destin. Și turnul ține de o energie spontană. Turnul e Uranus, aici este, să zic, săgetătorul, care și săgetătorul, ca și energie, este destul de spontan, da? Jupiter. Jupiter, adică nu săgetătorul, Jupiter, este spontan. Clarificăm, te rog, nebunul, influență exterioară. Ia uite. 8 de spade. Da, cineva vrea să iasă în această obsesie mentală.
din acest blocaj, a fost într-un blocaj, de-aia a fost, n-a fost timpul divin. A fost un blocaj mental, programare mentală a cuiva, niște probleme, niște griji și cineva vrea să iasă din aceste griji. 4 de băte. Probabil iar 4 de băte este Venus în Berbec. Ia uite și îndrăgostiții. Da? Îndrăgostiții și 4 de băte, am vorbit de zodia Berbecului. Poate să fie orice altă zodie, dar cineva cu Venus în Berbec. În mod special. Dacă vă știți harta natală. Da. Ah, nu îndrăgostiții. Soarele, ce frumos. Ia uite așa ce carte superbă. Soarele, sunt doi oameni. Îmi place în aceste de cărți că sunt doi oameni. Nu poți să fii fericit singur. Da, poți să fii satisfăcut. Dar, de fapt, adevărata fericire este în cuplu, nu? Cineva are o revelație, interesant, soarele, da? După acest blocaj mental, are o revelație. Că sunteți flăcări gemene, că puteți să fiți un cuplu, da? 4 de băte, 10 de cupe. Puteți, regele și regina de monede, puteți să fiți un cuplu puternic, da? Are o revelație. Mai dăm o carte pentru nebun și 8 de spade. Nebun și 8 de spade, mai dăm o carte. Influență exterioară. Iar apare 8 de băte. Da. Vrea să creeze ceva stabil. 4 este un număr stabil și stabilitatea o regăsim în regele de monede și regina de monede, da? După ce a fost o separare, au fost niște evenimente neașteptate, iar 6, da, trebuie să fac o călătorie, 6 de spade. Călătorie vă și aici. Clarificăm. Șase de cupe. De ce vă este teamă de acești 6 de cupe? În poziția fricilor. 6 de cupe. Merge? Merge, merge. Ia uite, iar spade! Câte sunt? 8? 9! Da, voi sunteți foarte îngrijorați. Acest suflet poate are suflet foarte drag într-un fel sau altul. Are și el, da, văd și 9 și 8, da? Au și ei un stres pe care voi îl cunoașteți. Și din cauza aceasta, probabil că vă faceți voi griji că nu o să se manifeste împăcarea, întâlnirea cu acest suflet. Pe de altă parte, știți că au niște probleme de sănătate și... Poate sunt problemele voastre de sănătate. Deși n-am văzut până acum chestia asta. Eu simt că ar putea să fie gândurile, ar putea să fie același personaj în influență exterioară și în poziția fricilor, pentru că vă spade și aici și aici, da? 9 și 8. Obsesiile lor și grijile lor, pe care voi le știți. Pentru că în acest cuplu există telepatie, da? La 6 de cupe există telepatie și intuiție. Vă simțiți unul pe celălalt. Și știți că au niște probleme care trebuie depășite. Și 6 e număr care se echilibrează. Nu știți dacă se vor echilibra emoțional ca să poată să vină să manifeste această împăcare. Valetul de cupe care apare aici în prezent, interesant, da? Oferta aceasta a împăcării. Ia uite, justiția, echilibru care trebuie făcut. După ce cineva s-a abținut și a manifestat mai mult ego, s-a luptat cu el, cu ea însăși. Clarificăm, te rog frumos. Cavalerul de spade, în poziția dorințelor, cavalerul de spade. Da, nu am manicura perfectă pentru că încă lucrez, fac pregătiri pentru ca toată lumea, dar ia uite măi, nebune, deci nu se poate, deci același personaj este. Într-un mod neașteptat va veni acest personaj să comunice cu voi. Ia uite, 3 de cupe. Eventual să vă vorbească despre un triunghi amoros sau... Să vă vorbească despre această mare bucurie, despre faptul că ține la voi, 4 de monede, ține la voi. 2, 4, da, și totuși nu a putut comunica 8 de bâte care apare aici în poziție normală, da? Vrea să comunice, vrea să călătorească, n-a putut să călătorească, apare invers. Din niște motive. Poate din niște motive care au ținut de bani, de tradiții, de familie, de părinți, evident, pot să fie și părinți.
contracte, legături karmice, din cauza aceasta n-a putut călători, da? Ca să manifeste întâlnirea dintre voi și să se realizeze această as de cupe, această dragoste, vedeți? Sunt două cupe și una mai mare, altfel cărțile aici. Și îmi place. Voi doi și relația. Despre asta vrea să vină să vorbească. Da. Să ia de la zero și să manifeste. Clarificăm turnul, te rog frumos. Clarificăm turnul. Clarificăm turnul. Regina de monede. De două ori apare regina de monede. Și 8 de monede. Da, cineva vrea să vorbească, să muncească. Ia uite, valetul de spade și să muncească pentru a recrea ceva. Un cuplu. Ia uite, 4 de cupe a fost în regrete, a plâns, 4, 5. 4 pe care îl regăsim și aici. Ia uite, împăratul. O fi fost zodia berbecului, care nu se exprimă pentru unii, sau taur, da, care vrea să aleagă o nouă cale a manifestării, asul de monede. Vrea. Da. Regina de monede este persoana, pentru mine reprezintă soția sau mama perfectă. Reprezintă o persoană care are o valoare specială, da? Toate au valori speciale, dar despre valoare vorbim când ni se arată monedele, da? Acest personaj care vine în viața voastră, clar își dorește un cuplu cu voi. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte pentru acest turn. Ce așa ne-a așteptat? Clarificăm turnul. Mai dăm o carte pentru acest turn. Șase, șapte. Șapte de băte. Vrea să se lupte ca să vă cucerească. Și ca să puteți manifesta, da, aici vi se zice sfatul, munciți și fiți în echilibru ca să se manifeste această relație deosebită. Clarificăm și 3 de monede, vă rog frumos. Clarificăm 3 de monede în viitor. 3 de monede. Ia, extraordinar! Ia uite, tot turnul, într-un mod neașteptat de ce s-a dărâmat, începe să reconstruiți. S-a dărâmat ceva, a fost o separare între voi, da? Da, au fost regretele. Da, apare de două ori, măi, uitați-vă și voi, da? De două ori apare nebunul. De două ori regina de monede și regele de monede, da? 10 de cupe care înseamnă, de cupe care înseamnă cuplu fericit, 4 de băte care înseamnă cuplu fericit, iar roata norocului de două ori, turnul de două ori, nu se poate. Deci ce s-a reconstruit, ce s-a dărâmat, se dorește reconstruit. Temperanța, se dorește vindecarea. Interesant că apare vindecare prin temperanță, prin steaua. Și aici este în poziția vindecare, înseamnă și 6 de cupe, da? Dar în poziția fricilor voastre, voi credeți că nu o să se mai rezolve chestia asta niciodată. Pentru că știți cum au fost, da? Și totuși ceva se va rezolva. Într-un mod neașteptat, într-un mod... Ia uite, iar cavalerul de spade! Extraordinar! Câte sincronicități la această etalare, în mod special. Dar și la altele, evident. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați selectat mesajele și să ne auzim cu bine la următoarele etalări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și pa, pa! Numai bine! Ciao!